Bună! Am ajuns la sfârșitul proiectului. Vreau să vă prezint accesoriile suplimentare pentru Gioti. Am înlocuit rapa cu un aer condiționat de la Motorhome. Cu puțin ajutor l-am montat pe acoperiș. 2-3 persoane pentru urcarea lui. Am dat rapa originală jos, 40 pe 40 cm. Am montat aerul condiționat. Aerul este de la Motorhome, Webasto, un cool top 20, cu aer rece și aer cald. Consumul este aproximativ 500 de W pe oră, 50-60 de ampere. Stickerele le-am luat de la Ten Stickers, m-au venit din Franța, din Spania, deci oricum site-ul este tradus în limba română. Ajung cam în 2 săptămâni de când se dă comanda. Autorulota autovanul este nou. Este luat de la Autorulote România. Diesel de 2,2 motorul, 140 de cai. Sistemul audio l-am luat Sony. Este legat la bateria autovanului pentru a funcționa independent de motor. A fost ultima bucată de pe Altex la 1600 de lei. Din ieșirea lui am tras un RCA jack și pot folosi această ieșire pentru o boxă suplimentară. Eu am o boxă JBL care are acumulator și pot să o folosesc pe post de bas. Sistemul audio are și mirroring, are HDMI, Bluetooth. Sony are un sunet destul de curat pe partea de audio, 22 de centimetri diagonala. Montajul mi s-a părut interesant pentru că mi-a rămas un loc liber unde pot să-mi pun diverse lucruri, deci acolo sub el. Erau două suporturi, erau două cutii goale. Inițial, din fabrică autovanul nu vine cu sistem audio, fără comenzi pe volan, destul de simplu. Aici am ieșit cu firul de la radio, de la sistem audio, cu jack. Jack-ul intră în boxă, putem să o folosim, cum am zis, pe post de power, de bass. Are un bas, JBL-ul are un bas foarte puternic. Și dacă dorim, se poate scoate boxa afară, în aer liber. Ascultăm și afară, de pe același sistem din mașină. Era păcat că în momentul când oprea motorul, se oprea sistemul audio. În acest caz, când ești cu căsuța pe roți, nu prea are sens să se oprească sistemul audio, îl oprești tu dacă vrei, îl lași în stand-by, oricum consumă mult, sau oprești tot panoul. Recomandat e oricum să pornești toți consumatorii de la panou ca să nu fie consum pe bateria auxiliară. Deci boxa a fost luată tot de la Altex. Nu am prins ofertă, dar asta a fost în jur de 1300 de lei. Invertorul, cu invertorul e altă poveste, am încercat și Volpolska și nu a pornit aerele condiționate. Am achiziționat până la urmă un invertor de 1600 de W, deci asta este
1600 de W curați, deci duce 1600. Pe site-ul Dark.com e relativ, scrie 1500-2000. Oricum, Victron este, cred că, cel mai bun sistem. Deci aici undeva 1500-2500 de W, dar nu, deci mi-a mers și pe 1900 de W, dar câteva secunde, deci oricum nu ține. Deci 1600 recomandat, duce cafetiera, un espresso de 1200 de W, că asta a fost și ideea, să am undeva mai mult decât minimul care îmi trebuia, 1200, și aerul condiționat consum undeva la 5-600 de W. Această baterie este, cred că are un raport preț-calitate bun, ce găsim noi pe piața din România. Curentul de încărcare e destul de mare. Între invertor și acumulator am o siguranță de 175 de amperi și un comutator de 275 de amperi. Am mai montat o priză aici sub masă, priză care se leagă de exterior și una de invertor. Aici am pus încă două triple. Invertor sus, exterior, partea de jos. Sunt triple Schneider. Avem două triple cu port încărcare USB, luate de la Dedema cu 70 de lei. În spate aici am pus încă o triplă care o comut, dacă am 220 sau dacă vreau de pe invertor. Aceste buzunăreașe sunt luate de la Motorhome, au multe accesorii. Am mai luat și un rucsac pentru pantofi de la Fiamă. Și, mă rog, un coș de gunoi de la Dedeman care se agață de 15 lei. Pentru hârtie, iarăși, un suport de plastic de la Dedeman 16 lei, adică mai găsim și lucruri mai ieftine. Aici am pus și în baie buzunar din acesta. Asta este de la Dedeman pentru hârtie. Și am mai montat niște covorașe la mașină din acelea de 15 lei de la Dedeman, covorașe n-am avut auto. Acesta este un Spexor Bosch, alarmă GPS, detector de gaz, pe care l-am luat de pe Amazon, în România nu se vinde. Primul abonament are un eSIM. Primul an este inclus în preț, 10 milioane, 180 și 190 de euro. Are niște funcții care practic monitorizează umiditatea, temperatura, acumulatorul intenține cam 3 săptămâni, o singură încărcare, mare 26%. Se poate activa, dezactiva din aplicație. Temperatura acum am montat să 19 grade, umiditatea 59. Am niște alerte setate aici, la temperatură mai mică de 5 grade sau mai mult de 45, primesc, mă sună alarma, practic. Acestea sunt niște extra opțiuni, ca să zicem, 100 de lei pe an pentru gaz, detecție 199 de lei. Gaz, rețele Wi-Fi, polen, e 5 lei pe an pentru polen, nu știu, mă rog, cum face chestia asta, poate că adună informații de pe internet, GPS, deci eu zic că este pentru ce oferă, cât costă, raport, preț, calitate, Bosch-ul, fiind firmă, eu zic că merită banii, poți să o muți alarma în autovan, în mașină, în garaj, în casă,
De aici, invertorul are o punte și am tras un comutator ca să pornesc. Deci aici, în momentul când pornesc, am tensiune la priză. Ștecherul din spate este introdus pe una dintre cele care am curent. O să le... Deci aerul mut acum pe invertor. Aerul condiționat e destul de silențios, adică nu se simte o vibrație în mașină, zgomotul. Deci asta este consumul pe aer cald, 779, 50, în jur de 50 și ceva de amperi pe oră consumă acest aer dacă stai off camping și vrei cald, dar nu se justifică decât ocazional. Aceasta este o 3 alarm gaz, 3 gaz alarm, este pentru gaz propan, butan, GPL, monoxid, gaze anestezice. Este sensibil la parfumuri, chiar și la gătit. Eu am ales să-i pun un cablu acela de alimentare de USB, unul mai ieftin, l-am tăiat, l-am montat și alimentat pe USB. Dacă mă deranjează dacă gătesc, îl scot din port USB. Dușul acest autovan este separat. Are o ușiță de plastic, are o trapă de ciupercă. Are un dulap aici. E compactă și foarte practică. Am avut și o autorulotă mai mare, am avut și o rulotă, până la urmă am ales varianta asta de autovan ca să poți să mergi și să oprești oriunde. Deci să nici nu atrage atenția și poți să mergi și la cumpărături cu ea. Aici avem sistemul Truma Combi 4 diesel. Încălzire și apă caldă cu motorina din rezervorul auto. Am folosit cam două zile, nu i-am făcut un consum, n-am citit exact, dar n-am simțit ceva la motor, adică nu mi-a arătat mașina, nu știu dacă știe să-mi spună că crește consumul efectiv. Nu știu, dar o să mai citesc despre sistem, cât consumă în medie pe 24 de ore. Panou de monitorizare Joti pe bateria auto, bateria auxiliară, apă curată, 110 litri, rezervor de apă gri 100, dar arată doar când este plin. Are un semn roșu care apare. Aici sumasă avem sistemele electrice de încărcare de la 220 și de la alternatorul mașinii. Și în stânga avem siguranțele, de acolo m-am și legat cu sistemul audio. În momentul când opresc panou, se oprește și radio ca să nu am consum. Aici avem manualele, vă recomand. Așa au venit, n-am știut nicio că o să meargă pe LiFePO4, pe baterii, și de aceea mi-am și cumpărat un încărcător Victron separat, dar nu mai folosesc, adică l-am folosit de două ori, o să trebuie să-l vând. Acest sistem e un convertorul, deci care face încărcarea pentru mașină auto și pentru bateria auxiliară. Deci e un sistem complet. Acesta este încărcătorul de la 220. Nu, acesta este de 40 de amperi, 25 și 40 de amperi, practic îmi încarcă de la baterie. Mie îmi încarcă cam cu 35 de amperi bateria în mers. Mai sunt și ceilalți consumatori. Și deci, într-o oră de mers, mi-a încărcat 35 de amperi.
Deci după 3 ore am 100 de amperi încărcați. Pot să stau 3 ore, cu aerul condiționat pornit, merg 3 ore. Sau, na, în anumite cazuri, acesta este chargerul de 17 amperi, este montat pe acest sistem la 220. Deci încarcă în camping sau din priză de la 220, încarcă cu 17 amperi pe oră bateria. Setările care sunt pentru tipul de baterii. Panoul de control. Zic că este, adică tot sistemul este unul complet. Deci autonomie 200 de amperi, o baterie de litiu fier pe O4. Îți ajung câteva zile de off camping, chiar cu utilizare de cafea, de un aer condiționat o oră pe zi, 2 ore. Deci poți să stai fără probleme. Îți încași telefoanele, un televizor, plita, mă rog, ragazul e pe gaz, deci nu se pune problema de alte consumuri. Centrala pentru apă caldă, căldură, se poate seta între anumite ore să funcționeze, deci o setezi ca acasă și funcționează după program. Are 3 guri de ventilație în față, la mijloc și sub pat, în spate. În baie și în duș nu este, dar probabil că iarna se simte. Acesta este un coș de gunoi de la Dedeman cu 15 lei. Acesta aerisirea și alimentarea pe 220 și aerisirea de la Truma, diesel. Se simte un miros de diesel dacă staționezi și stai lângă mașină. Se simte puțin. Aici este un loc de două butelii. Eu am o singură butelie, câteva accesorii. În dreapta este bidonul de apă de 110 litri. Deci, v-am prezentat am tot ce putea, ce poate să aibă o mașină. Acesta este consumul, 9,2 litri la 100 după 800 de kilometri. Sper că v-am prezentat informații utile.